Aici mi-am băut și o cafea, o fugă. Ai luat cardul ăla la tine? L-am luat. Să-i faci transferul la neomul. Nu, hai să vii să vezi tu remorcile, ia mașina și merg eu înainte și mergi tu după mine ca să vezi de unde iau remorci. Vezi cum o scos cu spatele, poate o lovești și pe asta. Au băgat ăștia de la asigurare banii. Pe alea n-am, am sunat să le dau daună totală pe ce mi le făcuse galbene, mi le făcuse în toate arătările, în toate arătările. Și abia acum mi-a intrat banii, m-a dus să văd ce zice neomul de la carieră de aici. De remorcuțele alea. Le-am mai văzut odată, că le-au folosit ei. De model de ăsta mai nou, e altceva, altă treabă. Pentru mine, pentru ce folosesc eu la grâne, la astea, sunt perfect. A schimbat obloanele de lemn, le-a vopsit, le-a tot, e perfect, nice. Alea pot să le mai schimb și vorbesc cu Neaurel, îmi trage la abric, îmi fac de-astea până pui mâini. Ideea e să fie cauciucuri pe cauciucuri, stă perfect. Hai să vedem dacă e pe aici. Uite cât oameni sunt pe aici. Cât ăla aici. Hai, salut, salut! Hai, salut! Am văzut că l-ai schimbat și pe direct pe patraul. Dacă nu ne înțelegeam la preț, pe ce făceam? Păi este că cu tine dacă dau o vorbă rămâne, ce vorbim? Asta zic. Soția mea, Veronica. Bună ziua. Încântat de cunoștință. Ia zi... Este ce cu Dorel oare? Nu, n-am treabă cu Dorel. E bine modificat tot, e? Mă uitam și eu, verificam pentru a doua, a treia oară, n-o, că știi cum e, dau un ban și am nevoie de ele. Tot nou nouț, cum trebuie. Asta mă uitam. Ia zi, Veronica, cum arată remorcile astea? Arată bine față de alelalte. Asta zic, cauciucuri, alea, tot ce trebuie. Ei, așa da. Opritoare tot. Ei, așa da. Bun. E bun. No, pe atunci rămâi tu cu Veronica, cu soția mea, să-ți facă transferul, să fie totul și până atunci le leg eu și ne vedem fiecare de ale noastre. Mai lași tu ceva la preț acolo sau? N-am ce să las, că să e pe firma, e nebunit, ce-i? Nu-mi lași, dar îmi faci factură. Da, bun. Păi îți fac factură. Bun, hai. Avrum să păcălui și eu alea căs. Mai scad și eu ceva la bani acolo. Oricum, trec condiționate, cauciucuri noi, prize de aer noi, tot, tot. Asta zic. Și pe asta e frumos. Asta e. A? Parcă se vede altfel așa după tractor. Auzi, mă-mi făcut să ăștia remorcile galbine. Eu le-am legat, pot să plec? S-a făcut transferul? Da, da. Poți să pleci, bun. Am rezolvat. Bun. I-am dat și factura doamnei, deci totul e ok. Mă bucur, la revedere, numai bine. La revedere. Bine, frumos, o zi bună. O zi bună. Așa mă, băie. Altă viață. Să nu știu unde întorc aici. De fapt nu mai întorc, e spaci pe cap. E spaci pe capăt, e mult mai bine. Mi-am luat remorcuțe noi. Alți bani, alți distracții. Acum, vorba aia să fiu sănătos și să pot să fac treabă cu el.
bag eu aici în spate. Să vorbesc cu Veronica, mă duce și pe mine până sus la Nea Treia. Să văd dacă dau de circul ăla de mit. Asta e. Gata, fetele lui Tătelu. Fetele lui Tătelu. Veronica! O duci pe mine până sus la Nea Treia, repede! Ca să nu mai... Hai! 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 Stai așa să mă duc repede să... Până aceea, așa că am impresia că n-am încuiat ușa. Urcă-te! N-am încuiat ușa, dar am plecat de acasă cu grămadă. Hai că era încuiată, măi, dar am avut impresia că nu am învârtit de cheie, nu mai știam ce am făcut. Hai că ai început să te înveți. Cum te duc la Nea Treia? Da. Ține-te. Cum adică să mă țin? Bine. Ești ușor, dragă, că nu am luat-o să decolăm cu ea, am luat-o să... Vreau să văd ce poate să facă mașina asta. Da, să mai vedea tu ce poate să facă, cum arunci dracu pe aici până astea și am dat și o grămadă de bani pe ea. Trebuie să facă nimic, trebuie să meargă, să ne deplasăm în punctul A, în punctul B, nu trebuie să facă... Vrei să faci o baie, oare? Hai, Veronica, hai, că... Mai, dar fii și tu mai glumeți, ești așa încordat, îți trebuie un masaj. La cât te-am pățit eu în ultima vreme, numai în sal. Da, la cât de mincinos ai fost în ultima vreme, da, cred și eu. Am fost mincinos. Nu. Mână-mână cu doctorul ai fost. Asta că nu te uit eu. Nu te uit. Unde te las? Aici, în spate, în față. Aia, vezi că eu plec acasă. Haide, pa. Aici te las. Te las pus. Ia zi, măi, Mitru. E să zic, băi, patraule. Merge, l-ai făcut funcțional sau merge o laie? E funcțional, trage. Dar e pus la încercare, pe câmp, ce pot să zic. Ia, intră înăuntru să vezi cum e. Da, așa, salut și oamenii ăștia, lasă-l așa, pornit. Oooo, Moș Traiane, ce faci, bre? Hai să trăiești, patraule! Ce faci, bre? Bine, sănătos, băinic? Caută-și până ea Aurel. Lângă casă, fă aici, cu purcei, cu... Salut, patraule! Salut, Nea Aurele, salut! Vezi că, când ai timp să treci la mine, trebuie să vorbesc ceva cu tine, da? Vorbim, Nea Aurele, stai că am venit să văd ce a făcut mitul cu jaful ăsta, să vedem dacă îl mai țin, nu-l mai țin. Îl bag puțin la treabă. Hai că m-am uitat și eu un pic la el. Eu mă duc, am ceva treabă, ne auzim. Când ai tu timp, treci la mine, da? Ne auzim, Nea Aurele, hai. Te-am pupat, numai bine, salut, numai bine. Salut. Da, mă, moșule, hai că dacă mai vorbim când mă întorc, poate stăm și la vreun pahar de vin, la ceva, că mă duc să bag discul la Nea Aurele acolo, pe terenul ăla lângă mine, că... Curie mor, ce ai făcut? Le-am luat, adineaura le-am dus acasă. Da, e bun. Da. Aia de la asigurare, ți-a dat banii pe alea? Mi-au dat banii pe ele, mi-a dat destul de bine. Da, pe am sunat-o pe aia de acolo, păi... Da-i, daună totală l-au trebuit să le dau, că n-aveam ce să le fac. Mi le vopsise în galben. Că n-avea niciun rost. Ei, leagă și tu discul ăla, dar ce din spate, dacă tot stai acolo, te învârți pe lângă el. Da, netre. Ce să mai una peste alta? Îl iau pe ăsta să fac puțină treabă, să văd dacă se mișcă și dacă e bun de ceva. Dacă nu, la fier vechi cu ele, nu mai, și așa am o grămadă și nu mai fac față cu ele. Socrul meu nu mai dă și ăla pe acasă, dar nu mai țin minte. Veronica, i-am făcut UTB, l-am făcut și erozii, l-am făcut și alea și nu face nimic cu el. Dă decât în gură, n-am ce să mai... Ce să-i faci? Oprite piesele după el, care mai sunt bune dacă nu-i bun nimica. Da, dacă e bun și alea, recondiționăm, nu-i problemă. Să vedem acum ce se întâmplă. Dacă nu e bun, ier, direct. Păi da, mă tare ții tractorul. Mai ai tractorul aici, în garaj?
Da, da. Și ce faci cu el? Îi văd dacă-ți trebuie el, că l-am luat o singură dată, l-am pus la treabă. Ai luat o singură dată, l-ai pus la treabă, îl ții pe aici degeaba. Mai pornește-l, mai mișcă-l, că utilajele astea, dacă nu-s pornite și alea, nu ai ce face cu el. Am pornit, l-am pornit azi. De? Nu, bun atunci. Da. Am zis că e bine. Hai că mă duc la treabă, nea Traiane, ne vorbim. Dacă e scoși bata la un vin de ăla, că nu-i aduce discul înapoi? Da, da. Ha. Te aștept la mine. Hai că mă duc, că e terenul mic aceea la... la nea Aurel și-l fac repede vin înapoi. Hai, sănătate. Bine, bine. Sănătate. Hai că nu s-a rupt... Ce să s-a rupt? Tirant. Nu s-a rupt? Cine? Am luat câte discul ăsta de greu. Dar pe... Hai că ne auzim, mă duc să văd ce facem. Ne auzim. Bine. Mă, nici frâne n-am întrebat. Băi, Doamne, lasă-l ușor că... E deranj cu ăsta. Să meargă, mă, porni. Frate, dar unde te uiți, noi nu poți să pui degetul undeva să nu fie ruginău. Mă, dar viața nu e la ce ar avea, nu e fraier. Dau și o semnal, pe față nimeni, merge semnalul pe partea asta. Asta zic. Bagă aceea la nea Aurel. Și-a lăsat tarul afară, l-a dat afară din curte și-a luat, și-a furat mașină. Au, că l-ai bă băiete, bă, ce mai... Nu vă spune ce să fie în pant, un motor țapă în pânt. Motor ca lumea. Dacă face un pic de treabă, e perfect. Abandonat în apă, să-l mai vezi făcând treabă cu el? Înseamnă ce om cretin de l-a lăsat acolo, s-a răsturnat și acolo l-a lăsat, n-a mai venit să-l mai ia după unde o fi fost, cum o fi fost, nu știu. Al cui? N-ai cum așa ceva. Când ne iau ură, dă și el vinul ăla sau nu-l dă? De că nu-l dă. Hai așa că nu să mă bag în seamă că să mute arul de aceea că... E să nu-l lovesc cu discul. Să lasă asta porne. Ia Aurelei! Ei, moașule! Da, patraule! Ei, ia să muși mă ta la arul de aceea, să nu-l lovesc cu discul, Doamne ferește, să alea, că aia mai trebuie să-l mai agăs după mine, că-s discurile alea vechi. Da, da, da. Auzi, ți-a dat cumva Ardivin? Aoleu, știu cum ar merge la fix. Ce ai făcut cu mașina? Ți-ai luat mașina? Ți-ai luat mașina? Când am văzut-o pe asta afară, am crezut că ți-ai luat alta, dar... Nu, n-a venit sau? N-ai luat? Nu, am vorbit cu oameni, dar banii de-am lăsat să o înscrie, trebuie să mă aduc să o iau. Am înțeles. Iazu, el vrei aro? De asta ziceam să treci pe la mine. Eu îl vreau, da. Îl vreau? Nu-i problemă. Cât zici că vrei pe el, că îl iau lui socul meu, că parcă nu i-aș lăsa papucul. Băi, na, ce sufă, nu fac eu afaceri cu tine, dar măcar banii ce-am băgat în el, știi că am făcut motorul cu diferențialul. Vă 30 milioane. 30, ha, ha, bate-n palm. Na, bun, când, hai să-l dau deoparte și, păi, când vrei, vii și-l iei. Dă-l deoparte și când ia, vin și-l iau. Dau lui socră meu acolo, e bun că e înalt, pot să mai leg ceva după el, să mai aleagă. Da, nu, e bun, eu am făcut diferențialul motorul, e bun, merge bine, dar
Consumă mult, dar așa dacă te duci aici până pe Alpi, eu făceam drumul bun și de asta nu-mi convine. Da, 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 păi n-ai ce să faci. Nu mai e de orașul ăsta, dar ce ia, stimi jucole acolo. Bine. Termin terenul ăsta și eu. Așteaptă și nea Traian cu vinul. Nea Aurelaz că vine și-l cumpar de vin. Mamă, mamă, ți-am brică, mă fac azi. Am brică, mă fac astăzi. Tot trebuie să mai vin să mai bag pe marginea aia odată. Eu vorbisem cu cineva după Nia Lovița, mă, că are niște discuri. Are tipul ăla mai nou. Am pus pe-a mea unde s-o fi făcând. Nici aici nu scap de ea, nici pe terenul în cap asta. Mă fac că n-am văzut. Ia zi, Veronica, ce te pui în fața tractorului? Hai că nu mă vedea. Nu te văd. Nu prea. Eram aici la vat și am auzit tractorul și am venit să văd dacă mai ai mult, dar văd că mai ai. Ah, de ce? De acolo nu se vede de la vaș până aici, este? Ei, nu știam câte brazi de ai dat. Vreau să zic că după ce termin să vin neapărat acasă, că avem ceva treabă. Am ceva treabă cu tine. Serios? Să nu cumva să... Lasă că termin aceea, nu întârzi, nu stă problemă, du-te acasă că te caut eu. Nu, stai că nu. După ce termin, vii direct acasă. Lasă că ăsta îl aduci acasă și îl duci mâine la Nea Traian înapoi. Da, am treabă cu tine. Am treabă cu tine că vezi că antena, nu știu, face figuri, trebuie să te urci pe casă să învârți de ea. Dă-i pe ProTV. Și... Haide mă, omule. A, de antenă, pe așa zi duc antena. De-aia am zis că dă-i pe ProTV, pe canal de pe alt program, că eu zi mă pe antenă. Nu, deci eu am venit să spun, după ce termin, să vii repede acasă, că mai am și altă treabă cu tine, nu pot să zic. Du-te acasă că te caut eu cu treaba, nu-i problemă. Hai, lasă mă să fac treabă că te pun pe tractor și pe urmă faci ca toate alte. Uite bă, are treabă să nu mai am, că să nu mai mă duc, că să nu mai fac cum. Îl lași, că îl duci, că uite bă, cine ține macia de... Mă las să stau liniștit. Uite, vezi? Cum îmi iese vinul în cale. Să te duci acasă. Să termin aceea cu ochiul. Nu știu, dar cred că de la accident mi s-a deschis așa un apetit. O să-l opresc că motorina scumpă. Ia zi-ne, Aurele. Ia, patrăule. Am auzit-o pe Veronica și am stat deoparte să nu mă vadă, că pe urmă mă ceartă cu vinul. Lasă-o, că a venit că să mă duc acasă, repede, să rămână mult. O, da, proște, dea Dumnezeu multă sănătate, ne-a dat Nea Aurel. Mamă, da, bunii. Ai deci, de eu zis că ai treabă, a? Da, că să mă duc acasă, că nu mai merge antena, să mă urc pe casă, să mă balea, să mă dalea, să nu... Ia... Da, Nea Aurel, așa e, că nu că îl iau pentru socră, mi-l iau. Ce faceți, mă, aici? Vorbeam mă, de dar eram Aro. Sigură de când am zis că am nevoie de tine acasă și te-ai tot fofilat, eram sigură că tu pui ceva la cale. Da, dracu, dacă mai scap de tine. Vorbeam aici că, uite, da, eram cu Nea Aurel, vrea să stea de vorbă cu mine, că vrea să așa... Luăm bătrân, credeam că știi ce zic. Nea Aurel, luăm bătrân, tu n-auzi care e combinația? Combinația asta în felul următor. Vrea să le vândă Aro și îl iau eu pe 30 de milioane, ți-l dau lui Tactu. A, și nu puteai fără să dai un pahar de ghinișor pe gât, nu puteai să iei Aro? A zis Nea Aurel să nu mă oprească, că eram prea înfierbântat în tractor și să nu... E niște lichidă frână, așa, un pic. Apă minerală. Ia mai pun o leacă aceea Nea Aurel în el să vedem dacă să nu care cumva să nu frâneze tractorul, să frânez eu.
Ia de aici așa, trăule. Asta zic. Așa, neaurele, așa. Ai făcut ghin anul ăsta, ai destul. S-a făcut, s-a făcut anul ăsta un pic. S-a făcut. Aia zic, ai și de dat numai. Ia paharul ăsta, nentule. Hai că mai trec eu pe la matale imediat, stai să termin terenul, că nu mai termin. Hai, Veronica, acum vin acasă. Acum vin acasă, fii atent că deja l-am pornit și vin acasă imediat. De capul meu. Unde am găsit-o? Am început să mă urmărească pe la toți vecinii, nu pot să mai fac. Să mai fac nimic, nu pot să mai fac. N-am. Ce să facem, oameni buni? Asta e. Ți-ai pagubă la casa omului. Ți-ai, ai ce să faci. Să mă bag o dată pe marginea asta pe aici, ca să pot și eu să întorc. Păi ce să mai, nu vă mai țin cu mine o grămadă așa, că n-are rost. Mai dau și cu aceea o brazdă și mă duc pe urmă la treabă să scap de nebună cu antena ei, că mă zăpăcește de creier. Hai, ce să vă zic, toate cele bune, numai bine și cum vă spune patraula de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. La revedere!